Începe weekendul și vremea caldă s-a întors, dar nu scăpăm nici de ploaie. În legătură telefonică directă cu noi se află acum Marian Antonescu, meteorolog ANM, căruia îi spun bună ziua și mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua! Spuneți-ne ce temperaturi vom avea în aceste zile, unde va fi cel mai cald? În aceste zile o vreme călduroasă, chiar caniculară prin sud și sud-est, de altfel este valabilă și o informare meteorologică încă de ieri până pe 20 august pentru disconfort termic ridicat și caniculă. Așadar, așteptăm maxime la nivelul întregii țări, în general între 29 și 35 de grade și minime între 12 și 24 de grade. Duminică se va mai încălzi ușor, vor fi până spre 37 de grade prin sud, posibil chiar în 38 de grade. Urmând ca la începutul săptămânii viitoare temperaturile să mai scadă în nord și nord-est, dar în rest să fie în continuare vreme călduroasă, caniculară chiar prin sud. Spuneam că nu scăpăm nici de ploi. Unde vor lovi precipitațiile? Astăzi, cât și mâine, vor fi norări temporal accentuate după amiază și seara în vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și la munte. În detalii restul se așteptăm averse și descărcări electrice. Se pot înregistra izolat cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat și vor fi căderi de ghinghină. Duminică vor fi averse și descărcări electrice local în a doua parte a zilei în zonele de munte, iar în restul țării vor fi posibile ploi de scurtă durată, izolat, mai ales în centru. Însă de luni până spre mijlocul săptămânii viitoare, ploi slabe vor mai fi doar cu totul izolat, mai ales la munte, urmând ca după această pauză să avem parte de un nou episod cu precipitații mai extinse. Pentru că săptămâna aceasta am avut probleme cu vântul pe litoral, spuneți-ne cum se anunță sfârșitul de săptămână la malul mării. Pe litoral, astăzi o vreme în general frumoasă și caldă, dar cu disconfort termic ridicat. Vor fi maxime termice între 27 și 31 de grade, iar apa mării va înregistra 23-25 de grade. Cerul va fi mai mult senin și vor mai fi ceva intensificări ale vântului doar pe parcursul zilei. Și mâine va fi o zi similară cu cea de astăzi. Duminică, luni, mai cresc și aici temperaturile. Așadar, vor fi 31-34 de grade la amiază, iar minimele nu vor coborî sub 21 de grade. Per total, o vreme bună pe plajă, doar posibil ceva valuri, dar de luni și acestea nu vor mai pune probleme. Cei care vor să scape de caniculă, cu siguranță se vor refugia la munte. Acolo, temperaturile vor fi ceva mai prietenoase, nu-i așa? Într-adevăr, la munte este mai plăcut, în schimb așteptăm în cursul după amiezelor ceva averse, în schimb sunt trecătoare și, cum spuneam, începând de luni marți și la munte o să fie o vreme mai bună, chiar fără ploi. Marina Antonescu, mulțumim pentru toate aceste precizări.